Mă bucur foarte mult că trecem prin etapă atât de consistentă. Dezbaterile de lucrul acesta au loc și la nivel național, au loc și în fiecare județ. Și cred că este important, după ce raportorul Unie Educată, iată, a ajuns la final anul trecut, prin a fi publicat, după o muncă de dezbatere, analiză și, haideți să spunem, o contribuție foarte importantă a oamenilor care realmente își doresc ca sistemul educațional românesc să continue să progreseze. Iată că suntem la un an, spuneam, de la adoptarea acelui raport și trecem iarăși prin etapă, de data asta mult mai scurtă, de dezbatere. Mi-am dorit foarte mult ca această dezbatere să aibă loc și în județul Prahova. Vreau să mulțumesc doamnei Ilona Ariza, datorită lumea ei, în primul rând, că suntem astăzi toți aici. Eu sunt prezentă în primul rând în calitatea mea de senator, pentru că la sfârșitul acestei perioade de dezbatere și ea se va încheia în 36 august, dacă nu mă înșel, inițiativa legislativă va merge către Parlamentul de dezbatere, iar eu aș vrea să vă știu foarte mult punctele dumneavoastră de vedere. Am venit aici să vă tac și să vă ascult. Vă mulțumesc!